Binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Prin harul său ne apropiem din nou de Cartea Sfântă, în lecțiile ce urmează, de Cartea lui Daniel, pentru câteva lecții. Prima lecție se numește Vremuri și vremuri. Cred că este o lecție ce are aplicații în vremea noastră. De aceea, dragii mei, vă doresc binecuvântarea Domnului în a înțelege ceva din această lecție, în așa fel încât să putem aplica în vremea noastră, când cred că se schimbă vremea. De fapt, ce este o vreme? În înțelesul lecției noastre, este o perioadă de timp ce păstrează anumite caracteristici, fie în societate, în plan religios, filozofic, politic, social sau economic, fie în natura fizică a lumii. Spre înțelegere dau un exemplu, în Cartea Judecătorii este scris în mod repetat și știm că s-au repetat anumite situații specifice acelei vremi, că nu era împărat și fiecare făcea ce îi plăcea. Nu tot așa au stat lucrurile după ce Israelul a avut o conducere în șirul unor dinastii, în vremea împăraților. De asemenea, în Cartea Daniel găsim scris această expresie, în capitolul 2, versetul 9, sunt cuvintele lui Nebucadnețar, în fața înțelepților care cereau amânare la explicarea visului. El a bănuit ce era în mintea lor și le-a zis: voi așteptați până se vor schimba vremurile, pentru că o vreme schimbată schimbă multe lucruri. Dar să încercăm să răspundem la câteva întrebări. Cum se explică schimbarea vremurilor? Cum trebuie să ne raportăm la prezent și la un viitor imprevizibil? Care este rostul succesiunii vremurilor și destinul acestei lumi mereu în schimbare? Putem să învățăm ceva privind în urmă, cum Scriptura Sfântă ne învață să privim la vremurile care au trecut. Fiul lui Core, de exemplu, spunea în primele versete în Psalmul 44 de vremea părinților lor, de cele relatate din alte vremuri. Rămânând de asemenea în Cartea Daniel, tot în capitolul 2, aflăm că împăratul Nebucadnețar a fost frământat de ce va fi după el, de succesiunea la tron sau chiar de schimbarea unei politici în mod major în acea zonă, cum s-a și întâmplat. Citesc Daniel 2 de la versetul 28. Sunt cuvintele lui Daniel. Dar este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-a venit în minte gândul cu privire la cel ce vor fi după aceste vremuri și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Să privim într-un prim capitol la fenomenele care produc, la efectele care se lasă la schimbarea vremurilor. Apoi, într-un al doilea capitol mai scurt, să observăm câteva exemple care scot în evidență trecerea de la o vreme la alta. Și într-un al treilea capitol, câteva concluzii și aplicații. În primul rând, deci, schimbarea vremurilor. O descriere. O schimbare poate să aibă o are de cuprindere mai mică sau mai mare. Cum era în antichitate cetăți-stat, se putea schimba vremea doar în plan local dacă erau cuceriți de o putere mai mare din regiune. Se poate întâmpla să fie o schimbare în toată țara, de exemplu o schimbare de regim sau o criză economică, sau o schimbare a vremurilor în toată lumea, printr-un război mondial sau, cum este acum, prin această pandemie. Să ne amintim din Biblie despre situații în care au fost vremuri de foamete, de secetă și oamenii au fost nevoiți să se mute dintr-o parte în alta, au avut loc lovituri de stat, schimbări de tronuri. Dar noi, cum vă spuneam, ne oprim în mod deosebit la Cartea Daniel,
unde lucrurile sunt privite în ansamblu istoriei, scrie în capitolul 7, de la versetul 1, despre vedenile profetului, în care a văzut o succesiune de fiare. Aici este vorba de puteri mari, adesea cu caracter negativ. Prima era ca un leu, a doua ca și un urs, a treia era o combinație, un hibrid, un pardos, care avea și aripi, iar a patra nici măcar nu mai putea fi comparată cu vreo felină, ci este numită doar o fiară nespus de grozav, de spământătoare și de puternică. Este o succesiune de imperii, babilonian, medo-persan, macedonian și roman, care au avut diferite arii de cuprindere în funcție de teritoriile cucerite. O a doua idee. Conținutul unei schimbări este dat de modificările lente sau rapide prin care se îndepărtează anumite filozofii și practici. De fapt, un mod de viață se schimbă, pentru că sunt înlocuite cu altele. Citim aici în versetul 2 ceva interesant despre felul în care se produce o astfel de schimbare. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Deci, lucrurile nu depind doar de ceea ce se întâmplă la sol, ci de ceea ce este influențat din văzduh. Pentru că vânturile reprezintă lumea spirituală, iar marea lumea umană. În capitolul 1 este descris despre felul în care evreii au fost duși, e vorba de o deportare. Unii au mai rămas în țară, dar până la urmă au fost învinși și ei și fie omorâți, fie deportați, iar alții săraci au avut parte de o schimbare radicală a modului de viață. Dar cum spuneam, aceste evoluții uneori sunt lente, alteori rapide. Citim și din capitolul 5 al cărții Daniel pentru a vedea că lucrurile se pot schimba peste noapte. N-a fost așa în România în cazul revoluției. Foarte scurt. Daniel 5, versetul 30, dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul. Mai citesc și din Roman, capitolul 1, unde observăm că oamenii se schimbă, în primul rând, în conceptele lor. Apoi se schimbă regimurile, se schimbă aspectele de ordin economic și așa mai departe. De regulă, schimbările pleacă de la comportamentul religios, de la spiritualitate. Romani 1, de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți, s-au înnebunit, s-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și trătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturi în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Deci, de regulă, oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu, așa a fost în cazul lui Adam, așa a fost în cazul lui evreilor și de ce nu în cazul nostru? Ce localitate n-a avut biserică în ea? De o denominație sau alta. Țara noastră, Europa, a fost creștină, dar iată că se schimbă vremea și oamenii îmbrățișează alte concepte. Întâi apare absența religiei adevărate, apoi vine imoralitatea și toate celelalte. N-a fost așa în Israel, nu este așa în vremea noastră. Să observăm, în a aprofunda subiectul, cauzele și efectele unei schimbări. De regulă, oamenii nu sunt liniștiți. Sunt lupte, frământări permanente. Într-o familie, într-o națiune sau între națiuni,
Oamenii caută fericirea, dar pe fondul stărilor păcătoase, ceea ce face ca să fie permanent conflicte, invidii, și oamenii să-și dorească tot altceva. În cartea a doua a cronicilor, în capitolul 15, este descris o astfel de stare conflictuală, întâi în plan intern al ființei umane și apoi la nivel de societate. 2 Cronici 15 cu 3. Mult vreme Israel a fost fără Dumnezeu cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege, dar în mijlocul strâmtorărilor s-au întors la Domnul Dumnezeu lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. Atenție! În vremile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării, un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva alte cetăți, pentru că Dumnezeu le turbura cu tot felul de strâmtorări. Deci iată cum se îmbină în schimbarea vremurilor într-un sens sau altul căutările în funcție de starea lor spirituală și de tot ceea ce rezultă ca și efect a unei stări spirituale. Se poate întâmpla o schimbare de vreme și prin modificări în natură. Apar cataclisme, pedepse, adesea lăsate de Dumnezeu ca urmare a acestor stări. Să ne amintim de pledepsele rostite de Dumnezeu ca blesteme în Deuteronom 28, în Levitic 26 și de ceea ce s-a întâmplat în împlinirea lor, așa cum descrie Ieremia în plângerile sale, tristețea, starea de schimbare și cu explicația necesară de ce s-a ajuns acolo. Citesc Plângeri capitolul 1 de la versetul 1. Vai, cum stă părăsit acum cetatea aceasta atât de plin de popor altădată, a rămas ca o văduvă. Ea care altădată era mare între neamuri fruntași, între țări, a ajuns roabă astăzi. Versetul 7. În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul și-a adus și aminte toate bunătățile care a avut parte în zilele străbune, când a căzut poporul lui în mâna asupritorului. Nimeni nu a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Greu a păcătuit Ierusalimul. De aceea a ajuns de scârbă. Toți ce le prețuiau, îl disprețuiesc acum, văzându-i goliciunea. Versetul 9. Necurăția stă lipită de poala hainei lui și nu se gândea la sfârșitul său. A căzut greu de tot, nimeni nu-l mângâie. Și profetul zicea către Domnul, vezi în ticăloșia, Doamne, iată ce semeț este vrăjmașul. Da. Putem spune că schimbarea unei vremi ca și cauză ultimă are de-a face cu atingerea unei limite îngăduite de Dumnezeu, fie în bunăstare, fie în nevoi. Dumnezeu intervine. În cartea profetului Daniel, în capitolul 7, citim despre vremea sfârșitului pe care o voi da ca exemplu la momentul potrivit. De la versetul 21, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Dar vremea aceea are și ea un capăt. Până când a venit cel îmbătrânit de zile, a făcut dreptate sfinților celui preanalt, a venit vremea când sfinții lui au luat în stăpânire împărăția. Sau, vorbind despre vremuri petrecute în istorie, chiar în mod repetat, în cazul Israelului, citesc Țefania 3 cu 20, în vremea aceea voi aduce înapoi, în vremea aceea voi strânge, căci vă voi face o pricină de slavă și de laudă între popoarele pământului când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, sub ochii voștri, zice Domnul. Ca și efecte a unei schimbări de vreme, notez faptul că apare o nouă conducere care aduce alte legi, de fapt apare un alt sistem și în felul acesta asistăm la trecerea de la condiții de trai mai bune la condiții de trai mai rele pentru unii, iar pentru alții invers. Oricum, lucrurile se schimbă în multe domenii. O schimbare de vreme poate să ducă la moartea unora, condamnarea lor și la ridicarea altora. Când s-a schimbat vremea în Israel și au fost deportați alții, a venit o nouă cultură. Observăm că s-a schimbat și limba. Ce să mai vorbim de libertatea care au pierdut-o.
Abia după 70 de ani, cu eforturi, cu intervenții, cu bunăvoința Domnului prin împărați, au putut evreii să-și reconstruiască templul, să rezidească zidurile? N-a fost tot timpul ca pe vremea lui Solomon, când aurul era foarte obișnuit. N-a fost tot timpul, ca să dau un alt exemplu, ca în pustie. Au intrat în țară și s-au schimbat lucrurile. Trebuia pus în aplicare legea lui Moise, care pe parcursul pustiei n-a putut fi aplicată întru totul. Dar ceea ce ne interesează pe noi mai mult e ce atitudini va avea noua conducere, ce drepturi vor fi pentru cei credincioși într-o nouă vreme. Pentru că putem să avem trei situații. O atitudine favorabilă, o alta mai puțin favorabilă și o a treia total nefavorabilă față de poporul lui Dumnezeu. Știți ce favorabil a fost faraonul și conducerea Egiptului evreilor în vremea lui Iosif și câtva timp după aceea. Dar ne spune Cartea Sfântă la Exod, capitolul 1, citesc de la versetul 8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Iată cum s-au schimbat condițiile. Versetul 13. Atunci egiptenii au dus pe copilul Israel la o aspră robie, le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp și în toate munțile acestea pe care îi se leau să le facă erau fără niciun pic de milă. Să ne amintim din Cartea Daniel de vremuri favorabile și de vremuri nefavorabile. Oare vremea în care intrăm noi cum va fi? Dragii mei, îmi spuneau frații din Uniunea Sovietică despre vremea lor de persecuție, când Domnul vorbea că va veni o vreme favorabilă. E libertatea ce am văzut-o și am avut parte de ea în ultimii aproximativ 30 de ani. Nu le venea fraților să creadă. Când se schimbă vremea, se schimbă atitudinea față de sfinți adesea. Și acum sunt profeții că se va ajunge din nou la persecuție. Și spunea fratele de acolo, și eu văd aici, noastră vedeți de asemenea, nu ne venea crede nouă că se poate ajunge din nou la persecuție, ba chiar la martiraj. Dar ce nu este așa cum pe glob în alte părți, va fi și la noi. Dar, citeți cum vă spuneam din cartea lui Daniel, în capitolul 1, cei patru apar ca șerobi, dar în capitolul 2, datorită bunăvoinței Domnului și harului rânduit, a înțelepciunii care au primit-o, au fost priviți favorabil. Scrie în capitolul 2, versetul 48, apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate și i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Această ultimă funcție, Daniel a rugat să fie dată prietenilor săi. Citesc și în capitolul 6, versetul 28, despre vremea medoperșilor, Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cir Persano. Dar tot aici scrie în capitolul următor 7, citesc versetul 21, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, sau 25, unde scrie că sfinții vor fi dați în mâinile lui un timp anume. Așadar, când se schimbă vremea, sunt anumite cauze, sunt efecte adesea imprevizibile și trebuie să fim conștienți de asta. Aceste schimbări nu sunt realizate numai de oameni. Este o influență spirituală negativă, demonii se luptă mult pentru asta, pentru realizarea unor vremuri grele pentru poporul Domnului, pentru a se lupta împotriva lui Dumnezeu. Dar, de asemenea, și asta este liniștea, bucuria și îmbărbătarea noastră, Dumnezeu nu este absent, ci participă activ cu toți îngerii săi la schimbarea vremurilor, la ceea ce se întâmplă în fiecare vreme. Voi da pe scurt patru exemple de vremuri pentru a înțelege mai bine lecția aceasta. Cum spuneam, o vreme poate să aibă o arie mai mare sau mai mică, dar poate să aibă și o durată mai lungă sau mai scurtă.
Un prim exemplu, vremea înainte de potop. De la Adam la Noe, de la început la un nou început. Omenirea s-a degradat treptat și ne spune Moise în Genesa la capitolul 6, citesc versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor în inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui și Domnul a luat o hotărâre. Am să șterg pe fața pământului pe om pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la trătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că ce-am făcut. Iată că aici mai avem de face și cu o distrugere, cu un cataclism. S-au schimbat lucrurile, a fost o reluare. Cuvinte rostite în Genesa 1 reapar în Genesa 9 după potop, căci la început aveam o familie și aici din nou avem o familie. Un alt exemplu, robia babiloniană. Sunt ani pe care i-a trăit Daniel. A fost în viață la începutul celor 70 de ani și era în viață la sfârșitul celor 70 de ani. A fost o vreme de pedeapsă, de la deportare la întoarcerea în țara promisă. Iată ce citim despre această vreme hotărâtă de Dumnezeu în cartea a doua a cronicilor, capitolul 36. S-a încheiat vremea împăraților, Dumnezeu le-a spus că o vreme nu vor mai avea împărat, le-a tot vorbit, n-au vrut să asculte și s-a trecut la schimbarea vremii. 2 Cronici 36, de la versetul 17. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerilor în casa locașului lor ce sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi și a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus în Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, vistierile casei Domnului și vistierile împăratului și ale căpetenilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului și au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar a dus prinși în Babilon, ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Iată când s-a împlinit versetul 23, așa vorbește Cir, împăratul persilor, Dumnezeu Cirul mi-a dat împărățiile pământului, și mi-a poruncit să-ți desc o casă la Ierusalim în Iuda, cine dintre voi este în poporul lui? Domnul Dumnezeului să fie cu el și să plece. Ce schimbare majoră! În rău și apoi în bine, deși n-a mai fost binele de dinainte, pentru că au trebuit să o ia de la zero, avea o țară distrusă. O altă vreme, vremea neamurilor. E o vreme ce durează de aproape 2000 de ani. O pauză lungă pentru evrei de la respingere la primirea lui Mesia. Citesc despre această vreme doar din Roman, deși ea poate fi întrezărită încă din cartea Daniel. Dar aici avem mențiuni concrete, Roman capitolul 11, versetul 5. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Asta pentru evrei. Și apoi 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o pietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Da. O vreme în care popoarele au avut harul să fie chemate la mântuire, iar evreii trebuie să aștepte, pentru că l-au respins pe Domnul și, cum spunea Pavel, mă duc la neamuri. Și un ultim exemplu, ceva de viitor, o vreme scurtă, domnia ultimului corn rebel va fi ultima vreme. Citim despre aceasta în cartea noastră de studiu, Daniel, capitolul 7, versetul 8. M-am uitat cu băgare de seamă la coarnele cele de-a patra fiară și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse trei din cele din tâi coarne și în cornul acesta avea niște ochi
ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Continuăm lectura cu descrierea lui de la versetul 20. Avea o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Versetul 25, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Avea o schimbare majoră anunțată de atunci și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. Iată o atitudine total nefavorabilă față de sfinți. Nu insist pentru că vom avea lecții în viitor ce vor viza aceste aspecte, vă amintesc doar că în Apocalipsa 13 și în 17 este descrisă lucrarea acestui corn, repet, o vreme scurtă, grea, o culme a păcătoșeniei și o intervenție divină fără precedent, care va pune capăt pentru ultima dată și în mod definitiv acestor vremuri, acestor domnii a fiarelor. Trecem la capitolul 3. Concluzii, aplicații. Pentru că din toate cele ce studiem, ceea ce este mai important este partea de fixare a principiilor și de înțelegere a ceea ce trebuie să facem noi, în mod deosebit, fiecare în vremea și în locul în care trăiește. Privind în ansamblu la cartea Daniel, putem spune că el a fost martor la schimbarea libertății cu robia și la schimbarea unui imperiu cu un alt imperiu. Dar de asemenea, ca și profet, a văzut schimbarea vremurilor până la sfârșitul istoriei umane și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce i s-a arătat în succesiunea acestor fiare, în structura chipului din visul lui Nebucadnețar, în lovirea lui de către piatră. Toate acestea arată o imagine de ansamblu a vremurilor. Citesc doar Daniel 2 cu 44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trebui sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărăma și va nimici toate acele împărății și ea însă va denui veșnic. Iată că numai de 2000 de ani au căzut imperii, regimuri, s-au dus politici și strategii, dar biserica rămâne în picioare și Domnul va instaura, nu prin revoluția noastră, ci prin intervenția sa divină, o împărăție veșnică, o vreme pe care o așteptăm și pentru care ne rugăm, așa cum Domnul ne-a învățat, vie împărăția ta. Într-o a doua concluzie, notez faptul că Dumnezeu permite schimbarea unei vremi cu alta și implicarea lui se justifică întotdeauna. Dar noi ca oameni nu înțelegem întotdeauna și oricând toate acele fenomene. Pentru că cel mai ușor pot fi înțelese aceste schimbări în ansamblul lor și pe deplin la sfârșitul lor. Vă citesc din cartea Nehemia. A trăit și el ceva mai târziu decât Daniel, dar a fost martor la aceste schimbări. Citim Nehemia capitolul 29, de la 27 la 33. Selectiv. Privind la ce a fost, el spunea: în rugăciunea sa atunci ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care au apăsat, dar în vremea necazurilor au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea cerului și în îndurarea ta cea mare i-ai izbăvit. I-ai scăpat din mâinile vrăjmașilor. Când au avut odihnă, au început iară să facă rău, deci Dumnezeu este justificat în a schimba vremea. 29, i-a rugat fierbinte să se întoarcă lejdarea, au stăruit în gânfarea lor, n-au ascultat. 30, i-a îngăduit astfel mulți ani.
Domnul nu este grabnic la mânie, ci încet la mânie. Dar apoi scrie de la versetul 33, tu ai fost drept în tot ceea ce ni s-a întâmplat, căci te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Citesc și din Iremia 25 pentru a vedea, repet că Dumnezeu este corect, este drept în tot ceea ce face, atunci când asistăm la schimbarea vremurilor. De regulă, ca și efect a unor stări spirituale, a unei relații corecte sau incorrecte a oamenilor cu Dumnezeu. Ieremia 25, de la versetul 11, toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirea lor, și voi preface în niște dărâmături veșnice țara haldeilor. Voi aduce peste țara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce se scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile. Căci neamuri puternice și împărați mari le vor supune și pe ele și le vor răsplăti după faptele și lucrarea mâinilor lor. Da, citesc și din Daniel 2:21, cuvinte din rugăciunea profetului, care arată implicarea divină, chiar hotărârea lui, 2:21. El schimbă vremurile și împărații. El răstoarnă pe unii și îi pune în slujbă pe alții. Aș vrea, la partea nu doar de concluzii, ci de aplicații, să ne însușim aceste principii și să înțelegem care trebuie să fie atitudinea noastră ca sfinți, ca oameni din poporul Dumnezeu în diverse vremuri. În primul rând, să înțelegem planul Dumnezeu pentru vremea în care trăim. Să știm de ce este așa. În cartea 1 Cronici 12:32 scrie despre unul dintre fiii lui Sahar că se pricepeau la înțelegerea vremurilor. Iar în Estera, capitolul 4, versetul 13 și 14, sunt cuvintele lui Mardoheu către Estera. Avem un exemplu despre felul în care ar trebui să înțelegi o anumită vreme, să știi cum să te comporți. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa de toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni în altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău vei speri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Ei au înțeles. A înțeles și Iosif. Nu dintr-o dată. De ce a fost trecut prin acele greutăți, de ce a fost vândut, de ce a ajuns în închisoare, ca să poată apoi guverna. În cartea profetului Ieremia citim în capitolul 30, versetul 24, despre a înțelege acele vremuri, cum am amintit deja, că pot fi înțelese mai bine în ansamblul lor. Mânia aprinsă a Domnului se va potoli până nu va împlini și va înfăptui gândul inimii lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor. Dar oricare ar fi vremea, noi trebuie să înțelegem că pentru a ne întoarce la Domnul, orice zi din viață, în condiții favorabile de libertate sau nefavorabile de persecuție, trebuie să fie vremea mântuirii noastre. Nu putem să așteptăm o altă vreme să ne mântuim, să slujim Domnului, ci trebuie cât mai urgent, în vremea care o trăim. Iar Dumnezeu va ști cum să ne răsplătească, are putere să ne ajute în orice vreme. Tot legat de atitudinea noastră față de diverse vremuri, față de un sistem, în primul rând față de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că El rămâne stăpân și trebuie proslăvit și adevărul Său respectat în orice vreme. Sfințenia, spune Psalmul 93:5, este podoaba casei lui Dumnezeu pentru toate vremurile. Să ne amintim de Daniel, care în copilărie a învățat lucrurile sfinte,
l-a practicat apoi în adolescență, în tinerețe și toată viața. Și când a venit acea interdicție de închinare pentru 30 de zile, a rămas același, spune Scriptura în Cartea Daniel, capitolul 6, versetul 10, că el de trei ori pe zi în genunchea se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Și împăratul a spus, versetul 16, Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat, așa să ne ajute Dumnezeu. Iar în ceea ce ne este greu, dacă e vorba de o vreme în care nu suntem priviți în mod favorabil, avem drept să ne rugăm. Dacă e vreme de libertate, să ne rugăm să o păstreze Domnul. Dacă e vreme de persecuție, să ne rugăm să ne izbăvească și să aducă Domnul vremuri bune. Avem dreptul acesta. Dar toate acestea pe fondul încrederii în El. Despre Daniel citim în cartea sa, capitolul 9, că atunci când a aflat despre cele rânduite de Domnul, sfârșitul celor 70 de ani de robie, s-a rugat. N-a stat pasiv. Schimbă Domnul vremurile. Nu? Ele se schimbă în funcție de ceea ce fac oamenii. Dar, în primul rând, pe noi ne vizează atitudinea noastră și rugăciunea, intervenția la Dumnezeu. Nu trebuie doar să așteptăm, ci cum scrie și în 2 Petru 3, trebuie să și grăbim. Scrie în Daniel 9:3, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cere postind în sac și cenușă. Și care cunoașteți rugăciunea aceasta, ceilalți citiți-o din nou și a mărturisit păcatul națiunii în care s-a inclus și el și apoi a adus motivații ca într-o mișlocire înaintea Domnului pentru a lucra pentru numele său, pentru slava sa, pentru cetatea sa. Și scrie în finalul rugăciunii 120, pe când încă vorbeam eu, mă rugam, mă mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mă aduceam cer înaintea Domnului Dumnezeul meu pentru muntele cel sfânt și al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă, rugăciunea mea a venit de repede în zbor iute omul Gavril pe care l-a văzut mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa în care se aducea jertfa de seară. Deci iată cum Dumnezeu răspunde. De aceea suntem îndemnați și prin cuvintul apostolului Pavel din 1 Timotei, capitolul 2. Citez, vă îndemn, dar înainte toate să faceți rugăciuni, cere mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, că vremurile de ei sunt conduse, cel puțin în parte, și pentru toți ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și niștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Da, dragii mei, așadar să știm ce avem de făcut. Cum să ne mântuim sufletele și cum să ajutăm și pe alții să se mântuiască. Am ajuns la încheierea acestei prime lecții din studiul cărții Daniel, un studiu care nu vrea să explice în întregime cartea. Eu mă limitez doar la principii pe care le pot înțelege și le pot transmite. Nu voi face speculații cu termene în plan escatologic, dar aș vrea, acesta este scopul acestor lecții, să ne pregătim pentru o schimbare de vreme și să putem sluji lui Dumnezeu, să ne putem mântui sufletele în vremea care vine. Asta pentru cei ce vor rămânea în ultima vreme. Ca noi cei de acum și alții, dacă vor veni după noi, sau cei dintre cei ce sunt în viață, ce vor rămânea, să poată să intre în împărăția sfântă pe care Daniel a văzut-o atunci când se vor schimba toți împărații, când își vor depune mandatele și va prelua domnia Domnul nostru. Schimbarea vremurilor dovedește incapacitatea oamenilor de a crea și păstra ceva bun pe pământ, fapt dovedit prin distrugeri repetate. Ce s-a păstrat din istorie până aici? Vreun palat? Mai degrabă, mormintele au supraviețuit. Totul depinde de vreme și de împrejurări, dar parcă aceste vremuri se dușmănesc între ele, ca și acele fiare. O scrie în Daniel capitolul 8 că berbecile a fost puternic, dar când a venit sapul, l-a zdrobit
Și așa se face că ce creează unii distrug alții. În război sau cad în desuatitudine anumite edificii, anumite realizări, fie că e vorba de lucruri materiale sau de principii filozofice, de anumite obiceiuri, se schimbă. E ca în filozofie. Așa este pe teren. Apare o părere, ajunge la mare cinste, vin alții cu altă părere, o resping pe cea anterioară și uite, așa se succed vremurile. Dar notez asta în final. Dumnezeu este Cel ce lucrează în toate vremurile prin autoritatea Sa, iar la finalul istoriei vremurile va inaugura o împărăție stabilă pentru eternitate cu oameni adunați din toate vremurile. Voi cita acum câteva versete pentru a înțelege acest adevăr major. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui, a pus inima lor, a oamenilor, chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea Lui Dumnezeu. Și 17. Atunci am ținut inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci l-a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Daniel, capitolul 12, ne prezintă câteva date. Este interesant. Avem de-a face cu niște date care se duc undeva peste 3 ani și scrie la un moment dat, citez versetul 7, și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului și și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, că și cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Dar versetul 13 sună frumos, iar tu, du-te, până va veni sfârșitul, te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilor, că se sfârșesc acele vremuri și se intră în moștenirea eternă. Despre asta a vorbit și Petru, de fapt citându-i pe profeți, Fapte, capitolul 3, versetele 19 la 21. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremele de înviorare să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremele așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Domn prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Efeseni, capitolul 1. Toate acestea trebuie să ne dea un contur clar în mintea noastră a succesiunii vremurilor și a venirii împărăției lui Dumnezeu. Vremurile se schimbă pentru ca în final Dumnezeu să poată da explicații și judecata să fie dreaptă, că oamenii au încercat toate formele de gândire, de conviețuire, dar sub influența diavolului niciun sistem n-a rezistat și n-a fost bun. Efeseni 1, versetele 9 și 10. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre arșunie iarăși într-unul Hristos, toate lucrurile care sunt în ceruri și cel de pe pământ, că spuneam despre colaborarea din lumea spirituală. Da, de acolo încep lucrurile, dar și noi suntem în acest teatru de operații cosmic. Și mai citesc doar din Apocalipsa, capitolul 11, unde este scris de la versetul 15, îngerul a șaptelea, șaptele este finalul, a sunat din trâmbițe și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru a Hristosului său și îl va împărăți în vecii vecilor. O, câte pasaje din Daniel scrie despre asta. Și deci versetul 17, ce spuneau cei din cer, îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice care ești și care erai, și care vii că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești, neamurile se mâniaseră. Dar a venit mânia ta, a venit vremea
să duci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei stem de numele tău mici și mari și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Da, așteptăm împlinirea celor vremuri, dar până atunci să ne pregătim să fim de partea lui Dumnezeu și fie ca lecția aceasta și cele ce urmează să ne adune pe toți lângă Domnul, ca în ziua în care El își va instaura tronul, de fapt domnia, că tronul lui rămâne același și peste locurile unde Satan pentru o vreme s-a făcut stăpânitor, noi să fim de partea lui Dumnezeu, să nu se găsească așa ca la Daniel nimic rău la noi, ci să-i slujim întotdeauna, pentru a rămâne să-i slujim în vecii vecilor. Doamne, ajută! Amin.